Vă rog să deschideți împreună cu mine la Evanghelia după Ioan, capitolul 13. Ne continuăm studiul nostru, călătoria noastră prin Evanghelia după Ioan. Am văzut ultima dată că lucrarea publică a Domnului Iisus Hristos se încheie la sfârșitul capitolului 12. Și acum, în următoarele 5 capitole în care ne aflăm, de la capitolul 13 la capitolul 17, aceste evenimente se petrec practic în intimitate. Domnul Iisus, împreună cu ucenicii, acum retrași din sfera publică, și Domnul Iisus se ocupă în mod deosebit de ucenicii Lui. Acțiunea începe ca să grăbească pasul, dacă am avut 13 capitole care au, sau 12 capitole care au tratat o perioadă de ani de zile, acum avem restul Evangheliei care tratează doar câteva zile. Deci acțiunea se va desfășura de acum înainte la un pas mult mai rapid și trebuie să fim mult mai atenți la fiecare detaliu. Domnul Iisus Hristos și Evanghelistul Ioan ne invită în această intimitate ca și ucenicii lui Hristos să participăm la aceste momente intime. Ne aflăm cu doar ore înainte de pătimirea Domnului Iisus Hristos. E joi seara, ziua înainte ca El să fie crucificat și mai sunt doar câteva ore. Tensiunea se poate simți în aer. Cel puțin o vedem în Domnul Iisus Hristos, care vedem că are multiple episoade în care tulburarea ieșe la suprafață. Durerea a ceea ce urmează să vină în zilele care urmează, care este în adâncul inimii Lui, ieșe la suprafață. Înainte de praznicul Paștelor, Iisus, ca cel care știa că i-a sosit ceasul să plece din lumea aceasta la Tatăl, și fiindcă iubea pe ai Săi, care erau în lume, i-a iubit până la capăt. Și felul în care vedem că Domnul Iisus i-a iubit este prin faptul că în această parte a Evangheliei ni se arată două discursuri majore a Domnului Iisus Hristos pentru ucenicii Lui. Prima este cuvântarea din camera de sus, este o predică care Domnul Iisus Hristos o ține în particular, doar El cu ucenicii Lui. Și a doua cuvântare este rugăciunea de preot a Domnului Iisus Hristos din capitolul 17. În care îi încredințează în mâna Tatălui și nu doar pe ei, ci pe toți copiii lui Dumnezeu care sunt în această lume. Dar înainte ca să avem aceste două discursuri și vom petrece câteva săptămâni bune în aceste capitole, înainte ca aceste mari cuvântări să aibă loc, vedem că Domnul Iisus în capitolul 13 pregătește scena pentru aceste discursuri intime. Și sunt două evenimente importante care ne pregătesc pentru mesajul Domnului Iisus. Și la aceste două evenimente aș vrea să privim în această seară și să ne pregătim ca Domnul Iisus Hristos să ne vorbească prin aceste ultime două cuvântări care El are pentru ucenici înainte de suferințele Lui. Primul eveniment este spălarea picioarelor. Este o lecție deosebită în ceea ce înseamnă dragoste și slujire. Iar al doilea eveniment este mai puțin plăcut și este izgonirea sau demascarea lui Iuda. Iuda, care trei ani jumate a reușit ca să rămână mascat, să rămână ascuns față de ucenici, față de cei din jur, este acum, în seara dinainte de pătimire, este demascat, este arătat pe față ca și ceea ce este el, un trădător, unul care urma să-l vândă pe Domnul Iisus Hristos. Aceste două evenimente se întâmplă în această seară și setează scena pentru tot ceea ce urmează în următoarele capitole. Ca atare aș vrea ca să ne uităm la ele și să vedem ce vrea Domnul Iisus Hristos să ne comunice prin aceste evenimente și ce vrea Evanghelistul Ioan să ne spună prin aceste evenimente. În primul rând, spălarea picioarelor, care are loc în primele 17 versete. Într-adevăr, cum ziceam,
Este una dintre cele mai profunde lecții și exemplificări a felului de dragoste și smerenie care o cere Domnul Iisus Hristos de la copiii săi. Urmează ca Domnul Iisus să ne dea o așa zisă nouă poruncă, ca să ne iubim unii pe alții, și vom realiza că acea poruncă de fapt nu este nouă, ci este nouă în intensitatea ei, este nouă în natura ei, este nouă în felul în care ne împuternicește să facem așa ceva. Și înainte ca Domnul Iisus Hristos să ne ceară ca să ne iubim în acest fel profund, ne dă un exemplu despre cum arată o asemenea dragoste și o asemenea iubire. Acest act de dragoste și smerenie este cu atât mai profund în momentul în care realizăm și considerăm contextul în care ne aflăm. Considerați realitatea că Hristos știa că în scurt timp va fi vândut de Iuda, va suferi crucea și moartea și urmează ca să vină și ascensiunea lui înapoi la Tatăl. Și cu toate că este cu doar câteva clipe înainte de crucificarea lui, el este preocupat de această lecție despre dragoste și smerenie care vrea să o dea ucenicilor săi. Ce inimă de părinte! Desconsideră suferința lui, desconsideră disconfortul lui și își pune toată atenția pe copiii săi. Își investește energia ca să-i pregătească pentru tot ceea ce urmează ca să vină. Pentru suferințele lui, pentru prigonirea lor, pentru slujirea care urma ucenicii ca să o facă. Priviți împreună cu mine ce mare nevoie aveau ucenicii pentru această lecție și cred că și noi astăzi avem o mare nevoie pentru asemenea lecție. În niciun caz oamenii aceștia nu erau pregătiți pentru ce urmea să se întâmplă. Nu erau pregătiți după 3 ani jumate. Nu erau pregătiți pentru moartea Mântuitorului. Nu erau pregătiți nici pentru lucrarea la care urmau să fie chemați. Luca ne oferă un indiciu despre starea lor spirituală în acele momente. În Luca 22 cu 24, descriind același eveniment, vedem în felul următor. Între apostoli s-a iscat și o ceartă, ca să se știe care din ei avea să fie socotit ca cel mai mare. Cu clipe înainte de pătimirea Domnului Iisus Hristos, după 3 ani de zile cu Domnul Iisus, începe o ceartă între apostoli, între ucenici și tema în dispută este care dintre noi va fi cel mai mare. Asta era starea lor spirituală, asta era maturitatea lor spirituală, asta era dorința lor de a se sluji, să întreceau în funcții. Aveau nevoie de lecția aceasta, aveau nevoie de întărirea aceasta în credința lor, aveau nevoie de actul acesta de disciplină înainte ca Domnul Iisus Hristos să pătimească și înainte ca ei să fie trimiși de Domnul Iisus Hristos ca și miei în mijlocul lupilor. 3 ani de zile cu Domnul Iisus Hristos și ei se ceartă despre funcții. Să știți că pentru mine personal, asta este o mare, mare încurajare. Pastoral vorbind, faptul că oamenii aceștia au stat 3 ani jumate cu Mântuitorul și după 3 ani jumate se ceartă despre funcții pentru mine ca și păstor, uitându-mă la turma mea, care o păstoresc de 2 ani de zile, este o încurajare de la Domnul Iisus direct pentru mine. Este o lecție pentru mine ca și un subaltern al lui Hristos, chemat să vegheze asupra oițelei lui. Și lecția este așa, creșterea spirituală, progresul în viața creștină este greu, este dureros și este lentă această creștere. Chiar dacă ești apostol, chiar dacă ai fost ucenic, chiar dacă ai fost printre cei 12, nu există scurtătură spre maturitate spirituală, nu există linie de expres. Unii vor zice, da, dar după ce au venit Duhul Sfânt și s-a pogorât peste ei, dintr-o dată au fost niște fenomene. Nu e adevărat. Petru a fost nevoit să fie corectat de Pavel după ce s-a pogorât Duhul Sfânt peste biserică. Creșterea spirituală este un proces greu, este un proces lent, este un proces dureros, un proces în care avem nevoie ca Domnul nostru Iisus Hristos să ne învețe și să ne învețe și să ne învețe și să ne exemplifice cum arată viața creștină.
Și asta ar trebui să fie o încurajare pentru noi. Nu o scuză ca să ne scuzăm de păcatele noastre, de lenevia noastră, ci o încurajare să înțelegem că suntem într-o ascensiune constantă, dar nu o ascensiune ușoară. Apostolii se certau despre funcții. Și Domnul Iisus Hristos, în acest context, în această situație tensionată, vine și le dă această lecție minunată prin spălarea picioarelor. Și aș vrea să vedem în această seară trei aspecte importante în actul acesta de spălare a picioarelor care îl săvârșește Domnul Iisus. Primul aspect este aspectul cristologic. Primul aspect se referă la faptul că acest act ne arată ceva despre Iisus Hristos. Înainte să ne arate ceva despre noi sau despre ce ar trebui să facem noi sau cum ar trebui să fim noi, este important ca să vedem cine este El, cum arată inima Lui, care este atitudinea Lui, ca noi să ne putem modela după El. Primul aspect, cum ziceam, este aspectul cristologic. Ioan vrea ca să sublinieze, să ne arate smerenia și dragostea Domnului Iisus Hristos, care este deosebită, care este diferită de orice altă dragoste, care este mai mare decât orice dragoste umană. Privind țintă la crucea care l-aștepta, la suferințele care urmau, el este mai preocupat de educarea copiilor săi. Ioan spune, s-a sculat de la masă, s-a dezbrăcat de hainele lui, a luat un ștergar și s-a încins cu el. Apoi a turnat apă într-un lighean și a început să spele picioarele ucenicilor și să le șteargă cu ștergarul cu care era încins. Ați observat cât de mult accent pune Ioan pe acest aspect al smereniei și al dragostei Domnului Iisus Hristos. Putea să zică pur și simplu, le-a spălat picioarele. Da? Era simplu, înțelegeam ce s-a întâmplat. Dar el vine și spune în repetate rânduri și cu foarte mult accent tot ceea ce se întâmplă să arate natura de smerenie și de umilință a Domnului Iisus Hristos. S-a sculat de la masă, s-a dezbrăcat de hainele lui, a luat un ștergar și s-a încins cu el, apoi a turnat apă într-un lighean și a început să-i spele și să-i șteargă. El, Dumnezeul întrupat, Hristosul, Mesia, Paștele nostru se scoală de la masa pascală și ia forma unui rob, unui sclav, ca să-și curețe ucenicii. Cu siguranță că ei au rămas șocați. Cu siguranță că în acel moment au realizat că în toată zarva și în toată cearta despre funcțiile lor și despre statutul lor în împărăția Domnului, au omis ca să îndeplinească acest ritual, acest obicei de a spăla picioarele. Au realizat că nimeni nu și-a însușit această datorie și că această datorie a căzut învățătorilor lor, a căzut Hristosului. Este o lecție în umilință, în smerenie. Apostolul Pavel, rezonând cu această lecție și explicând această lecție, ne spune în Filipeni 2 cu 5 până la versetul 11 în felul următor. Să aveți în voi gândul acesta care era și în Hristos Iisus. El măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuși n-a crezut un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu. Ci s-a dezbrăcat pe sine însuși. Da? Începem să vedem paralelul între ceea ce face Domnul Iisus Hristos împreună cu ucenicii lui la masă și cu ceea ce descrie Apostolul Pavel ca și un portret al vieții Domnului Iisus Hristos. Domnul Iisus Hristos în spălarea picioarelor povestește întruparea, viața și jertfa Lui pentru noi, într-un mod vizibil și plastic. S-a dezbrăcat pe sine, zice Pavel, pe sine însuși și a luat un chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor. La înfățișare a fost găsit ca un om. S-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. De aceea și Dumnezeu l-a înălțat nespus de mult și i-a dat numele care este mai presus de orice nume. Pentru că numele lui Iisus să se plece orice genunchi al celor din ceruri și pe pământ și de sub pământ. Și orice limbă să mărturisească spre slava lui Dumnezeu Tatăl că Iisus Hristos este Domnul.
Ce exemplificare acestui adevăr care îl proclamă Pavel este evenimentul acesta al spălării picioarelor. Cred că Pavel se gândea la acest eveniment când a scris aceste cuvinte. În al doilea rând, este aspectul soteurologic, adică aspectul care privește mântuirea noastră. Domnul Iisus Hristos vrea să ne dea o lecție lor și să ne dea o lecție nouă despre ceea ce înseamnă mântuirea noastră și despre necesitatea noastră de a fi curățiți, de a fi curățiți odată pentru totdeauna și de a fi curățiți în mod continuu. Iisus se pune și spală picioarele ucenicilor și ajunge la Petru. Petru întotdeauna era nucătare. Petru întotdeauna era cel mai dificil și mai greoi la înțeles anumite lucruri, dar repede la vorbire. Și Petru răspunde rapid și spune, niciodată nu vei spăla picioarele. Era ofensat de cât de mult s-a smerit Domnul Iisus Hristos față de el. Și zicea, niciodată nu vei spăla picioarele. Iar Domnul Iisus trebuie să vină și să-i explice. Și spune, dacă nu te spăl eu, nu vei avea parte deloc cu mine. Și Petru, într-o manieră tipic lui, răspunde, Doamne, i-a zis Simon Petru, nu numai picioarele, dar și mâinile și capul. Pendulează dintr-o dată, Petru asta face, el oscilează. Și acum vedem că Domnul Iisus Hristos vine cu încă o explicație la adresa lui Petru, ca el să înțeleagă de fapt ce se petrece în acest eveniment și ce simbolizează acest eveniment. Versetul 10. Iisus i-a zis, cine s-a scăldat, n-are trebuință să-și spele decât picioarele, ca să fie curat de tot. Și voi sunteți curați, dar nu toți. În acest verset, Domnul Iisus Hristos vrea să ne explice ce s-a petrecut și ce n-a înțeles Petru. Și Hristos, în mod intenționat, și Ioan redă acest eveniment în mod intenționat folosind două cuvinte distincte din limba greacă, care sunt prezente în acest pasaj pentru conceptul de spălare. Și Cornilescu, în mod corect și frumos, redă aceste două cuvinte în moduri diferite. Odată zice la început, scăldat, da? După care, al doilea termen, trebuie să se spele, arătând o scufundare totală, o curățire totală versus o spălare pe mâini sau pe picioare. O spălare parțială, da? Totuși există o lacună în traducere care trebuie subliniată și trebuie corectată ca să înțelegem ceea ce Domnul Iisus Hristos vrea să ne spună. Și vom vedea că textul și contextul ne arată lacuna în traducere, da? Există această problemă. Cornilescu redă această frază, ca să fie curat de tot, da? Această frază nu este prezent în acest fel în textul în care Domnul Iisus Hristos l-a rostit. Și asta vedem foarte, foarte clar și în faptul că Domnul Iisus Hristos, după ce zice acest lucru, de fapt în versetul 10 spune, și voi sunteți curați. Deci accentul este că cel care s-a scăldat nu mai trebuie să se scălde din nou, trebuie doar o spălare și voi sunteți curați. Da? Nu este nicăieri o indicare din partea Domnului Iisus Hristos că ei nu sunt curați și trebuie perfecționați ca să ajungă curați. Domnul Iisus vrea să spună altceva. Și anume, ce vrea să spună? El vrea să spună că cel ce a fost scăldat nu are trebuință să se spele decât pentru picioare, zice Domnul Iisus, parțial. Pentru că el, și asta ar fi redarea corectă, pentru că este cu totul curat. Da? În greacă, al estin holos kataros, adică este holistic curat. Total, de plin curat. Ești deja de plin curat. Ca tare, n-ai nevoie de scaldă, n-ai nevoie de scufundare, că ești deja de plin curat. Praful acesta care s-a strâns pe tine din timpul zilei, din lumea aceasta, nu a eliminat scăldarea aceea totală care s-a întâmplat. Scăldarea, spălarea totală, reprezintă spălarea noastră în sângele Domnului Iisus Hristos, mântuirea noastră. Și în niciun caz n-ar intenționa Hristos să spună, voi ați fost curățiți total, dar acum aveți nevoie de încă o curățire pentru că curăția aceea a fost nulificată. Nu spune asta. Nu spune textul asta și nu lasă Domnul Iisus Hristos de înțeles asta din explicația lui.
El spune, voi sunteți în continuare, în totalitate, curați. Dar praful păcatului, efectele păcatului, să leagă de voi în această lume. Și aveți nevoie ca să fiți spălați și spălați și spălați de aceste efecte prin puterea Duhului Sfânt. Asta este lecția care Domnul Iisus vrea ca să o dea lui Petru. Soteriologic vorbind, asta vrea să ne învețe Domnul Iisus Hristos. Că cel ce a fost odată pentru totdeauna scăldat, spălat, curățit de vinovăția păcatului prin sângele lui Hristos, nu are nevoie ca să fie scăldat sau spălat din nou. Nu trebuie îndreptățit din nou. Nu trebuie salvat din nou. Nu trebuie mântuit din nou. Ci are nevoie de o curățire constantă de la efectele păcatului în viața lui și în această lume. Aceste două spălări la care se referă Domnul Iisus Hristos sunt distincte, sunt tablouri distincte în cadrul mântuirii noastre. Una se referă, teologic vorbind, la justificarea noastră. Atunci când am fost îngropați, botezați în Domnul nostru Iisus Hristos și înviați împreună cu El. Este o dată pentru totdeauna o realizare a unei curățiri totale, a unei justificări totale și veșnice, care nu poate fi schimbată, nu poate fi nulificată. Și a doua spălare se referă la sanctificarea noastră, la procesul progresiv de sfințenie, prin care Duhul Sfânt, prin cuvântul Său, prin instrumentele Harului, modelează pe copiii lui Dumnezeu ca să devină din ce în ce mai mult ca și Domnul nostru Iisus Hristos. Dar asta nu înseamnă că de fiecare dată când suntem disciplinați, am pierdut spălarea care a fost odată pentru totdeauna. Am pierdut justificarea noastră. Asta nu înseamnă că de fiecare dată când suntem corectați și când suntem crescuți în credința noastră și când păcate sunt distruse din viața noastră, este pentru că noi ne-am pierdut mântuirea. Acea spălare, acea scăldare totală, acea justificare, acea curățire în sângele Domnului Iisus Hristos nu poate fi nulificată. Ce se întâmplă în spălările consecutive este un instrument al Harului continuu numit Sfințenia prin Duhul Sfânt. Este ceva de dorit. Este ceva care ar trebui să ne încurajeze. În al treilea rând, Domnul Iisus Hristos ne arată aspectul ecleziologic sau aspectul practic. Am văzut ce spune această învățătură și acest eveniment despre Domnul Iisus Hristos. Am văzut cum se aplică, teologic vorbind, mântuirii noastre. Și acum Domnul Iisus Hristos ne arată ce semnificație are practic, în comunitate, ecleziologic, adică în adunarea noastră. Da? Cum trebuie aplicată această învățătură. Și Domnul Iisus Hristos este un teolog practic. El este un preot care merită imitat. Nu ca vorba românească, ce spune popa, nu ce face, da? Știți proverbul. Mă, popa ăla zice bine. Doamne, fer să faci ce face el. El spune să nu furi, el fură. El spune să nu curvești, el curvește. El spune să nu faci aia, el face aia. E bine să asculți de el, că zice bine, dar face prost. Domnul Iisus Hristos nu este doar unul care expune legea, ci este cel care împlinește legea. Nu este unul care vine și ne cere să slujim, dar nu este dispus să slujească. Nu este unul care ne cere să iubim, dar nu știe cât de mult poate costa ca să iubești. Nu este unul care ne cere să răbdăm, dar n-a răbdat. Ci El este preotul și mijlocitorul nostru desăvârșit, care în toate este ca și noi, dar fără păcat. A suferit ca și noi, a iubit ca și noi, a răbdat ca și noi. A plătit prețul necesar să-și arate dragostea pentru noi. Matei 20, la 25, la 28, Iisus i-a chemat și le-a zis, știți că domnitorii neamurilor domnesc peste ele și mai marilor le poruncesc cu stăpânire. Între voi să nu fie așa, ci oricare va vrea să fie mare între voi să fie slujitorul vostru și oricare va vrea să fie cel din tâi între voi să vă fie rob. Pentru că nici Fiul omului n-a venit să-i se slujească, ci El să slujească și să-și dea viața ca răscumpărare pentru mulți. Folosind în mod minunat limbajul din Isaia. Iisus n-a venit doar ca unul care să ne spună voia lui Dumnezeu.
N-a coborât din cer doar ca să fie gura lui Dumnezeu. El a venit din cer ca să fie cel care ne arată voia lui Dumnezeu împlinită în el. Cel care ne comunică voia lui Dumnezeu și împlinește voia lui Dumnezeu. Cel care ne comunică legea lui Dumnezeu și împlinește fără excepție legea lui Dumnezeu. Și Hristos le spune foarte clar că ceea ce s-a întâmplat, că această învățătură este un model practic de urmat în adunarea lor, între ei, între toți cei care sunt credincioși. Nu este doar o lecție de teologie. N-a vrut doar să le umple capul cu informații despre cum arată dragostea lui Dumnezeu și teoretic ce implicații are asupra mântuirii noastre. Ci aceste aspecte teologice, zice Domnul Iisus Hristos, trebuie puse în practică între voi. Ele trebuie să meargă din mintea noastră în inima noastră și să revadă în acțiunile noastre. La fel cum s-au văzut în acțiunile Domnului Iisus Hristos. El s-a ridicat de la masă și s-a pus la picioarele lor și le-a spălat picioarele. Versetul 13 la 15 din Ioan 13 ne arată Domnul Iisus lucrul acesta foarte clar. Voi mă numiți învățătorul și Domnul și bine ziceți că sunt. Deci dacă eu, Domnul și învățătorul vostru, Domnul Iisus folosește o argumentare logică care merge în felul următor. Dacă un adevăr se aplică la ceva superior, da? Acel adevăr este la fel de aplicabil, ba mai mult, la ceva inferior. Da? Am spune în felul următor. Dacă o lege, poate că în România exemplul ăsta nu e foarte bun, dacă o lege se aplică președintelui, acea lege cu siguranță trebuie să se aplice cetățeanului. Da? Aici încă e discutabil, încercăm să o reglementăm. De aia, nu știu, rezistăm, ieșim în stradă, facem tot felul de lucruri ca să se aplice legea și președintelui și cetățeanului. Dar ăsta este argumentul logic, da? Dacă este adevărat la un lucru superior, este cu atât mai mult adevărat la un lucru inferior. Și asta spune Domnul Iisus Hristos. Voi recunoașteți că eu sunt superior vouă. De aceea mă numiți învățătorul vostru și Domnul vostru. Și bine faceți că recunoașteți. Dar dacă recunoașteți că eu sunt superiorul vostru și dacă vedeți ceea ce fac eu, n-ar trebui să faceți voi aceleași lucruri? Deci, dacă eu, Domnul și învățătorul vostru, v-am spălat picioarele și voi sunteți datori să vă spălați picioarele unii altora. Pentru că eu v-am dat o pildă ca și voi să faceți cum am făcut eu. Nu este o lecție teoretică. Domnul Iisus Hristos le spune clar, cu subiect și predicat. V-am învățat această lecție ca și voi să faceți lucrul acesta. Ce anume? Ce anume să facem? De când în când să aducem câte un lingian în biserică și să ne facem picioarele să miroase frumos? Nu! Lecția care a dat-o este despre cum arată dragostea divină și ce face dragostea divină în planul lui Dumnezeu de mântuire. Ce face dragostea divină? Pe partea de care noi nu ne putem atinge este partea aceea făcută din veșnicie în veșnicie odată pentru totdeauna. Da? Spălarea noastră totală prin mielul care a fost jertfit dinaintea de întemeierea lumii. Aia n-avem nicio treabă. Dar Domnul Iisus spune și zice, eu acum vă arăt cum se face spălarea aceasta continuă, sfințenia aceasta, sanctificarea aceasta. Și cum eu vă învăț acum, și cum eu vă curăț acum, și cum eu vă disciplinez, că în loc ca să luați voi ligheanul, voi vă certați acolo, și cum eu vă ajut să creșteți în credință și să creșteți în dragoste, voi trebuie să faceți acest lucru unii pentru alții. Voi trebuie să fiți instrumente ale Harului unii pentru alții. Asta este lecția. Asta este aplicația. Da? Nu că noi nu ne putem spăla pe picioare acasă. Acum avem băi, apă caldă non-stop, dar nu mai ne dau comuniștii cu ore sau zile pare și impare sau cum erau ei. Da? Avem apă tot timpul, avem săpun, dar avem nevoie ca să ne spălăm totuși unii altora picioarele. În ce sens? În sensul ca să ne iubim. În sensul ca să luptăm împreună pentru sanctificarea noastră, pentru sfințirea noastră, pentru progresul nostru spiritual. Să fim instrumente a Domnului Iisus Hristos, al Duhului Sfânt, prin care să ne curățim. Asta le spune
Domnul Iisus. Dacă eu sunt învățătorul și Domnul vostru, adică sunt mult superior vouă, de fapt infinit de superior, și v-am spălat picioarele, cu atât mai mult se cuvine, ba mai mult, zice Domnul Iisus Hristos, sunteți datori. Sunteți datori ca să vă spălați picioarele unii altora. Îmi place că Domnul Iisus folosește limbajul acesta. Este un limbaj atât de corect și normal să fie corect, că Domnul Iisus Hristos este sursa teologiei corecte. Dragostea, în esența ei, între oameni, gen soț-soție, frate-soră într-o biserică și așa mai departe, este o problemă de datorie. Este o problemă de legământ, în primul rând. Da? Nu este o problemă doar de sentiment, nu este o problemă că iubesc doar când mi-e comod, nu este o problemă că în momentul în care nu mai am fluturi în stomac față de soție, am terminat, nu este o problemă de genul când Radu mă supără ca și membru și frate în biserică, nu mai am nicio treabă cu el. Nu, eu n-am, nu, e ok cu Radu, dar nu mai vreau să-l văd. Nu mai vreau să-l văd. Da, așa, ne iubim, știți, ne frați, dar nu, n-am nimic cu el. Nu există așa ceva. Domnul Iisus Hristos spune, sunteți datori să vă iubiți unii pe alții. Pentru că eu v-am iubit pe voi. Sunteți datori să fiți activi în procesul de sfințire unii față de alții. În procesul de sfințire ne arată Domnul Iisus Hristos, nu e ceva comod, nu e ceva ușor, e ceva greu și murdar. Trebuie să fii intim cu persoana cu care îi speli picioarele, da? Trebuie să te murdărești, să te bagi acolo în problemă. Zici, eu n-am nicio treabă. A, Bogdi, problema lui. Ce mă interesează? Nu mă interesează, nu. Înseamnă să îngenunchezi, să iei picioarele și să zici, hai să vedem cum curățim problema asta, cum scoatem praful ăsta care s-a depus pe tine. Asta este lecția care Domnul Iisus Hristos ne-o dă teologic vorbind și ne spune că nu este doar o problemă intelectuală, nu este doar o problemă teologică, ci este o problemă practică. Este o poruncă, o datorie care trebuie împlinită. Al doilea rând, în acest pasaj, în acest prim capitol, imediat după acest eveniment minunat, avem demascarea lui Iuda. De parcă Domnul Iisus Hristos vrea ca să seteze scena, să facă curățenie cumva, încât tot ceea ce urmează prin cuvântările acestea minunate să fie foarte, foarte clar cui se adresează. Să nu fie vreun dubiu, să nu fie nimic încălcit acolo. Da? Și versetul 18 spune felul următor. După ce le dă această lecție minunată, această lecție cristologică, soteriologică, adică despre mântuirea lor, da? Și ecleziologică, adică despre viața trăită în comunitate, vine în versetul 18 și spune, nu vorbesc despre voi toți. Atenție! Nu e aplicabil la toți, da? Nu e aplicabil la toți. Cunosc pe aceea pe care i-am ales. Ce schimbare de ton! Ce schimbare drastică. Se anunță dintr-o dată un trădător. Și este clar că este unul dintre cei 12, da? Erau singurii prezenți acolo. Tot ceea ce s-a întâmplat până atunci ai vizat pe ei și dintr-o dată el spune, nu vorbesc despre toți. Știu pe cine am ales și nu toți sunteți incluși în categoria aceasta, da? Hristos însă nu este surprins deloc. El știa lucrul acesta de la început. El a ales pe Iuda. Da? Toate merg conform planului. El știa cei care sunt ai lui și știa pe cel care nu este. Și el știe, Dumnezeu știe cei care sunt ai lui și cei care nu sunt, pentru că el i-a ales. Nu știe că s-a trezit într-o dimineață și a intrat pe Google și a zis care sunt copiii mei. Nu. Știe că înainte de întemeierea lumii, el a hotărât. Da? Și Domnul Iisus Hristos face lucrul ăsta clar de mai multe ori. Când explică faptul că el a ales pe Iuda, știind bine ce face, da? Totul merge conform planului. El nu este speriat, el nu este surprins, el știa că trebuie să împlinească planul lui Dumnezeu, știa că trebuie să împlinească Scriptura. Și spune asta, dar trebuie să se împlinească Scriptura care zice, cel ce mănâncă pâine cu mine a ridicat călcâiul împotriva mea. Domnul Iisus citează în acest moment din Psalmul 41, dar cred că există și o umbră din Geneza 3:5. Geneza 3:5, așa cum știți, este acea vestire a protoevangheliei în momentul în care Adam și cu Eva sunt blestemați de Dumnezeu, se vestește și vestea bună. Blestemul păcatului
și planul lui Dumnezeu de a rezolva această problemă pentru cei ce se încred în El. Și Geneza 3:5 spune în felul următor: voi pune dușmănie între tine și femeie, între sămânța ta și sămânța ei. Sămânța ei îți va zdrobi capul, iar tu îi vei zdrobi călcâiul. Acum rețineți și vom vedea imediat ce se întâmplă în acest capitol. În al doilea verset, vedem că Satana este cel care îl influențează pe Iuda, da? Și dacă mergeți la sfârșitul capitolului, vedeți că atunci când Iuda este demascat, vom vedea asta într-o secundă, Satana intră în Iuda. Și există o sinergie, un plan diabolic între Iuda și Satana, o colaborare. Iuda nu este posedat. Iuda nu face ce nu vrea ca să facă. Iuda face exact ceea ce este sortit ca să facă și o face pentru că vrea să o facă. La fel cum noi, când credem, credem pentru că noi credem, este o voință din lăuntrul nostru, care Dumnezeu a trezit-o, care Dumnezeu ne-a dat-o, dar este a noastră. La fel și Iuda, când îl trădează pe Domnul Iisus Hristos, este influențat de firea lui, de Satana, de păcatul lui, dar o face pentru că o vrea. Și în acest moment, eu cred că Domnul Iisus semnalează ceea ce se întâmplă. Bătălia, problema care se discută aici nu este doar între Domnul Iisus și Iuda. Nu este o dispută și o luptă între Iuda și Iisus. Călcâiul care urmea ca să-l zdrobească sau să-l atace pe Domnul Iisus Hristos, să-l lovească pe Domnul Iisus Hristos, nu era al lui Iuda. Doar era Satanei care lucra prin Iuda. Hristos, de altfel, vedem că chiar atunci când începe și vorbește despre Iuda, nu este așa de preocupat cu Iuda în primul rând. Tratează problema Iuda, dar preocuparea, dorința Domnului Iisus Hristos este exact dorința care ne-a enunțat-o de la începutul textului. Și anume, este să-și iubească pe cei care sunt ai lui până la capăt. De aceea le spală picioarele și de aceea îl izgonește pe Iuda. Tot ce se petrece în acest capitol și de fapt în următoarele capitole au acest cel. Ca Dumnezeu prin Domnul Iisus Hristos într-un mod deosebit să-și arate dragostea față de ucenici și față de credincioșii lui. Dar asta este scopul. Domnul Iisus rezolvă problema cu Iuda, dar scopul este mai măreț decât atât. De ce le spune? Nu le-a spus 3 ani jumate. De ce le spune că o zi înainte despre Iuda, despre acest trădător, da? De ce în acest moment consideră Domnul Iisus Hristos că ar fi un act de dragoste, că i-ar iubi până la capăt, i-ar iubi bine, potrivit cu ceea ce urmează să se întâmple, dacă le spune despre Iuda? Altfel spus, cum își arată dragostea față de ucenici, Domnul Iisus, prin această demascare? Asta e întrebarea. Și Domnul Iisus ne spune, versetul 19, vă spun lucrul acesta de pe acum, înainte ca să se întâmple, și cheia, da? Cheia interpretării. Pentru că, și clar, ne spune, uite, de asta vă spun. Pentru că atunci când se va întâmpla, să credeți că eu sunt, da? Altfel spus, Domnul Iisus le spune acest lucru în prealabil ca să le întărească credința. A credința lor să fie întărită în El ca și Fiul lui Dumnezeu. Imaginați-vă pentru un moment dacă Domnul Iisus Hristos n-ar fi zis nimic despre Iuda, nu l-ar fi demascat. Vine Iuda și îl vinde, Domnul Iisus Hristos este luat de autorități, este crucificat și acum ucenicii își pun problema. Măi, Mântuitorul ăsta nostru n-a știut despre Iuda? El ne-a făcut multe, multe promisiuni. El ne-a descoperit multe taine. Și el să nu știe că în grupul lui de ucenici era un trădător, o viperă, un fiu al Satanei? Oare despre ce n-a mai știut Mântuitorul? Oare câte din lucrurile care le-a spus lui sunt demne de crezut dacă el n-a știut despre lucrul acesta? Și Domnul Iisus le spune în prealabil ca să înțeleagă, și oricum a fost greu de înțeles pentru ei, dar să înțeleagă că nimic, inclusiv Iuda, nu s-a întâmplat fără cunoștința Domnului Iisus Hristos și fără planificarea Tatălui. A făcut-o ca să le arate că nici măcar un trădător în mijlocul lor nu poate opri lucrarea lui Dumnezeu. Nu poate asista planul lui Dumnezeu. Nu poate împiedica scopurile lui Dumnezeu.
Sunt mulți fii ai satanei infiltrați prin așa zise biserici a lui Hristos în ziua de astăzi. Mulți. Și mulți dintre ei, mulți dintre ei au impresia că pot opri planul lui Dumnezeu. Că dacă s-au infiltrat acolo, că dacă sunt membri sau păstori sau șef la cult, pot băga bețe în roată la Dumnezeu. Am o veste proastă pentru ei. Și pentru tine, dacă asculți și ești de fapt un fiu al satanei care te-a infiltrat în cadrul bisericii. Ești înșelat. Nimic nu poate opri planul lui Dumnezeu. Nici măcar un trădător infiltrat în cadrul bisericii. Să nu crezi că ești aici sub acoperire. Să nu crezi că Hristos nu știe despre tine. Să nu crezi că El nu a rânduit lucrurile acestea. Să nu crezi că dacă nu te vei pocăi și nu te vei lepăda de stăpânul tău, de satana, nu vei pieri. Asta este, cred că, lecția pentru ei. Să-L arate că El este în control. Și să-L arate că nimic, nici măcar prezența unui trădător, nici măcar faptul că a fost vândut, nici măcar faptul că El va ajunge ca să fie ridicat pe cruce, nu poate opri planul lui Dumnezeu. Și ei să creadă că El este Fiul lui Dumnezeu. Iuda este demascat. Este identificat de Domnul Iisus Hristos și este demascat. Versetul 21. După ce a spus aceste cuvinte, Iisus a tulburat în Duhul Lui și a mărturisit și a zis: adevărat, adevărat vă spun că unul din voi mă va vinde. Acum este deosebit de clar, Domnul Iisus vorbește deslușit, nu mai există niciun dubiu, este unul dintre ei care este trădător și știm și cum îl va trăda pe Domnul Iisus Hristos. Reacția ucenicilor, de altfel, este una corectă. Vedem, dacă citim în alte evanghelii, că ei încep și să cercetează. Da? Matei 26 cu 22. Ei s-au întristat foarte mult și au început să-i zică unul după altul: nu cumva sunt eu, Doamne, nu cumva sunt eu trădătorul? Nu înțelegeau mult. Chiar după 3 ani jumate, nu înțelegeau mult. Aveau o teologie încă imatură, am putea spune. Dar erau conștienți de depravarea lor. Erau conștienți de slăbiciunea lor. Erau conștienți de faptul că nu sunt în stare ca să fie puternici din propriile lor surse. Și vin și întreabă: nu cumva sunt eu? Nu cumva voi fi eu acela care va fi trădătorul? Niciunul dintre ei n-a zis: Doamne, este imposibil să fiu eu. Doamne, eu sunt icoană de biserică, ușă de biserică. Doamne, nu eu. Eu n-am cum fi. Ce fac? Se verifică pe ei însăși și caută confirmare de la Hristos. Ei știu că ei fără Hristos sunt depravați, sunt păcătoși și le este frică ca nu cumva să fie ei. Nu încep să înșiruiască motivele pentru care nu sunt ei, ci îl întreabă pe Hristos: Doamne, te rog, să nu cumva să fiu eu. Nu vreau să fiu eu, Doamne. Ce atitudine corectă în fața Mântuitorului. Întrebarea cred că ar trebui să rezoneze. Nu cumva ești un trădător? Nu cumva ești un fals? Nu cumva te bazezi doar pe potențialul și pe bunătatea ta, pe propria putere? Nu cumva crezi că poți rezista în Biserica lui Hristos doar prin aptitudinile tale? Nu cumva crezi că poți ca să duci bătălia aceasta până la capăt prin propriile puteri? Nu cumva crezi că tu te poți justifica înaintea lui Hristos? Ar fi momentul să-L întrebi pe Hristos ca El să-ți confirme că nu ești tu, că ești a Lui și că nu ești un fiu al satanei. Iuda, în schimb, este Iuda până la capăt. Consecvent. Și cu o ipocrizie crasă vine și el și în versetul 25 din Matei 26 pune aceeași întrebare. Iuda vânzătorul a luat cuvântul și i-a zis: nu cumva sunt eu, învățătorule? Iar Hristos îi răspunde: da, i-a răspuns Iisus, tu ești. Iuda este izgonit.
În versetul 2, așa cum ziceam, am văzut că diavolul pusese în inima lui Iuda Iscarioteanul, fiul lui Simon, gândul să-l vândă pe Iisus. Dar acum ce este demascat, vedem în versetul 27 din Ioan 13 că Satana a intrat în Iuda. Iar Ioan ne spune că Iuda pleacă în întuneric. Iuda, după ce a luat bucățica, a ieșit în grabă. Era noapte. Iuda este izgonit în întunericul nopții și în întunericul spiritual. Este izgonit din mijlocul ucenicilor, din mijlocul celor răscumpărați și tot ceea ce urmează de acum înainte, toată cuvântarea, toată învățătura, toată părtășia, tot știu că îi vizează doar pe cei care sunt copiii lui Dumnezeu. Lucrurile sunt clare. Și Domnul Iisus, în felul acesta, pregătește scena. Și urmează să ne aducă aceste mari cuvântări prin discursul Lui și prin rugăciunea Lui, prin care să ne pregătească, să-i pregătească pe ei pentru momentul morții Lui, pentru slujirea la care aveau ca să fie chemați, și să ne pregătească pe noi, ca și urmașii Lui, ca și ucenicii Lui, pentru slujirea la care noi suntem chemați. Să ne întărească credința, să ne pună temelie, să ne arate că El, ca și preotul nostru, desăvârșit, stăruie pentru noi înaintea Tatălui. Că toate merg conform planului. Și să ne trimită în lume. Să-i facem numele de slavă. Amin? Amin. Amin, fraților.